Bine v-am găsit, e luni și ca de obicei, ca să aveți un bun început de săptămână și un și mai bun sfârșit al zilei, iată ce v-am pregătit noi astăzi. Împreună contra cancerului, maladie secolului, determinată de modul nostru modern de viață, de alimentația cu hrană prelucrată, de poluarea care a cuprins pământul în întregime. Aflăm care este cea mai răspândită și bine remunerată specialitate în domeniul de servirii. Despre sârba moldovenilor dansată la Tașlâc, raionul Grigoriopol. Și pentru început, despre sănătate, că e mai scumpă decât toate. Astăzi cu toții marcăm Ziua Internațională a Luptei împotriva Cancerului. Acesta este considerat maladia secolului, boala indusă, în primul rând, de modul nostru modern de viață, de cele mai mari cuceriri ale tehnologiilor și științei. Boala provocată de alimentația cu hrană prelucrată, de poluarea care a cuprins pământul în întregime, de ieurile, ploile, acide și substanțele chimice, care există în absolut orice și ajung în organismul nostru. Care este situația la noi în Nistrenia și cum să ne ferim de toate acestea în următoarea secvență. Actualmente, în Republica Moldovenească Nistreană se află la evidență 8,5 pacienți oncologici cu diverse patologii maligne. Anual se înregistrează circa 1700 pacienți cu procese oncologice maligne și decedează în fiecare an circa 1100 bolnavi. În dinamică se atestă o tendință de creștere a acestor indicatori generali. Astfel, în anul 2012 au fost luați la evidență 1784 bolnavi primari, 55% dintre care sunt femei, iar 45% bărbați. În anul 2012 au decedat 1188 pacienți. În structura generală a morbilității, în anul 2012 pe primul loc s-a situat cancerul glandei mamare cu 22,5%. Pe locul 2 se plasează cancerul pielii cu 10,8%, iar locul 3 îl ocupă cancerul uterin cu 9,2%. De asemenea, locul 4 este marcat de cancerul țesuturilor limfatice și hematopoietice și cel tiroidian cu 6% și cancerul rectal pe locul 5 cu 5%. Cele mai afectate persoane de maladii oncologice sunt cele cu vârsta de peste 62 de ani. Între populația masculină prevalează cancerul pulmonar, iar printre localizările de bază ale tumorilor maligne la populația feminină a Nistreniei prevalează cancerul mamar. În structura morbilității prin tumori maligne la copii prevalează două localizări de bază, cancerul glandei tiroide și cel al sângelui. Un rol deosebit în diagnosticul, tratamentul și restabilirea bolnavilor oncologici îi revine de depistării precoce a tumorilor maligne, adică stadiul 1-2, care în anul 2012 a constituit 54,9% față de 49,5% în anul 2011. Astfel, în dinamică se atestă o tendință de creștere a numărului pacienților depistați în stadii incipiente. Un moment important în prevenirea cancerului sunt factorii ce favorizează apariția acestuia și prin eliminarea cărora este diminuat riscul apariției maladiilor oncologice. Fumatul, consumul de alcool, expunerea excesivă la soare, alimentația bogată în grăsimi, glucide, consumul în exces de alimente condimentate, afumate, prăjite, tulburările hormonale, coloranții, aromatizanții alimentari și alte feluri de produse chimice, nerespectarea igienii, stresul și altele. Din zi ce trece, această listă poate fi prelungită. Totodată, medicii atrag atenția asupra semnelor ce ar trebui să alerteze, răni, iritații sau umflături ce nu se vindecă, sângerări sau secreții neobișnuite, schimbări evidente la alunițe, tuse supărătoare, pierderea nemotivată în greutate. Astfel, maladiile oncologice pot fi prevenite printr-o atitudine atentă față de sănătatea proprie și schimbările stării acesteia, prin abordarea unui mod de viață sănătos și prin efectuarea controlului medical periodic. Școala de pictură din orașul Slobozia activează mai bine de 40 de ani. 800 de copii și-au dezvoltat talentul datorită ei. Mulți din absolvenți în viitor își continuă studiile conform profilului obținut aici, devenind pictori, ingineri, arhitecți.
Zi de zi, cei 13 pedagogi le acordă posibilitatea elevilor să-și realizeze gândurile creative, să-și manifeste talentul. Stăruința, acuratețea, fantezia le permit începătorilor să creeze tablouri originale. Copiii din clasa 1 încep a studia gama culorilor, fac mini-aplicații, încearcă diverse metode cu scopul de a-și demonstra individualitatea. Făcând primii săi pași în creație, primesc nu numai deprinderi practice, dar și o educație estetică. Noi încercăm multe tehnici, aplicăm variate materiale. Copiii pictează cu pensula, folosesc metoda de tamponare. Ei pe scară largă implementează în creația sa toate cunoștințele. Compozițiile la care lucrează sunt foarte frumoase și luminoase. Mai mare satisfacție și bucurie nu poate fi pentru un pedagog decât succesele elevilor săi. Fosta discipulă Alina Osmanov, care recent a completat acest colectiv pedagogic, la fel are succese frumoase. Eleva dumneaei, Elena Rață, nu de mult a câștigat concursul Tânărul pictor din Nistrenia. Elevii care absolvesc școala de pictură în viitor folosesc în practica de toate zilele deprinderile altoite aici. Avem discipoli cu care ne mândrim, spre exemplu Valeria Orzul, Ecaterina Voloșin și-au continuat studiile la Academia de Arte din Chișinău și astăzi creația lor este bine cunoscută după hotarele Nistreniei. În orașul Slobozia există dinastii care au învățat și continuă să studieze în acest lăcaș de creație. Mie îmi place tare să încoașe, să desen, că mama mea tot încoașe, a fost învățătoare de pictură. Eu vreau să fac niște tablouri frumoase. Noi ne ocupăm cu pictura. Desenăm diverse povești conform fanteziei fiecăruia. La lecția trecută am ilustrat o țară interesantă. Mie îmi place să pictez. În timpul studiilor aflu multe lucruri noi și primesc satisfacție de la comunicarea cu prietenii. Astăzi școala de pictură dispune de un material didactic ilustrativ bogat. Aici putem vedea lucruri vechi, sculpturi, ikebane, natură moartă folosită în procesul de instruire. Sala de expoziții reprezintă o adevărată pinacotecă, unde se păstrează lucrările absolvenților. Turnul Eiffel din Paris a fost numit în cinstea arhitectului său principal, Gustave Eiffel. El mai construise și alte structuri metalice, de data aceasta visa la una în formă de turn. La început se planifica ca turnul Eiffel să fie construit în Barcelona pentru expoziția universală din 1888, dar a fost refuzat deoarece era prea ciudat și scump. Astfel, Eiffel a încercat să-și edifice făptura la Paris pentru expoziția universală din 1889. 50 de ingineri au creat peste 5300 de desene ale diferitor părți ale turnului. Cele 18.000 de componente metalice au fost fabricate separat în ateliere și apoi amplasate la locul construcției. Pentru a preveni ruginirea metalului, el este acoperit cu o vopsea protectoare. Deși e greu de observat, turnul este de fapt vopsit în trei culori, cea mai deschisă nuanță fiind la vârf. Priveliștea este impresionantă de la oricare din cele trei nivele. Cea mai fascinantă este, desigur, la nivelul 3. Locuitorii unui oraș din China periodic se îngrămădesc să vadă minunea, o găină care știe să calculeze. Găina Guai Guai poate arăta cu ciocul pe o tablă numărul care semnifică rezultatul unui calcul simplu, cum ar fi adunarea sau scăderea. De asemenea, pasărea domestică poate recunoaște numele anumitor fructe, animale sau chiar mașini. Alte știri curioase din lumea mare vizionați în continuare. În Statele Unite ale Americii, șoarecii narcomani au distrus dovezile. Poliția americană a acuzat rozătoarele de faptul că au mâncat toată marijuana din cutie cu dovezi materiale. În Japonia a fost minunat sărbătorită ziua iubirii față de soții. Cavalerii s-au adunat într-un parc din Tokyo pentru a striga din scenă despre dragoste. Această tradiție există peste 10 ani și din an ce trece apar tot mai mulți doritori de a-și declara sentimentele. Să cucerească un val gigantic a reușit un surfer din Hawaii. Recordul mondial a fost obținut pe malurile Portugaliei. Tânărul aluneca pe tabla sa la înălțime de 30 de metri. L-a ajutat pe surfer și vântul, puterea căruia l-a făcut să cucerească valul.
Un proces de producere fără deșeuri propun aspiranții unei universități din Kaliningrad. Aceștia au venit cu ideea de a folosi deșeurile de pește. Spre exemplu, din sos s-au învățat a face marmeladă, iar din icre, salam și cașcaval. În țările dezvoltate, majoritatea populației apte de muncă este ocupată în domeniul deservirii. De-a lungul multor ani, profesia de barman rămâne una din cele mai răspândite și bine remunerate specialități în domeniu. El își poate demonstra profesionalismul său în restaurante, cafenele, baruri, la banchete și altele. La 6 februarie va fi marcată Ziua Internațională a Barmanilor, despre unul dintre care vom vorbi și astăzi. Vizionați cu plăcere! Este barmanul. Răspunsul la această întrebare ni l-a demonstrat barmanul cu stagiu de 3 ani, Eugeniu Luchița. Acesta se ocupă de aprovizionarea cu băuturi de diferite sortimente, prepararea și servirea lor. Lucrând chelner, am văzut odată cum un barman rotea în mână un șervețel. M-am apropiat de el și l-am rugat să-i mai arate ceva. Acesta a luat o sticlă goală și o arunca, prinzându-o apoi la spate, pe umăr, pe mână. M-a impresionat mult acest lucru și mi-a apărut dorința să mă ocup și eu de aceasta. Am plecat acasă, am izolat cu lipici câteva sticle goale și, privind pagini video, mă învățam a jongla. Câte puțin mi se primea tot mai bine. Oamenii au văzut că pot și am fost invitat la serviciu deja în calitate de barman. În activitatea sa, barmanul folosește diverse materiale, fără de care nimic nu va ieși. Bonuri de marcaj, frapiere, pahare, sticle, sifoane, platouri, clești, șervete și altele. Acestea sunt doar câteva din materialele și instrumentele necesare unui adevărat specialist. Slivișnui rai. Paradisul de frișcă, îngerul negru, sărutul de căpșună, Bubble Tea, Big Boss. Acestea sunt doar câteva din cocktailurile asupra creierii cărora am lucrat și eu. Conducătorii ne-au dat însărcinarea să creăm niște cocktailuri noi și acele pe care le-am inventat eu și până astăzi se vând foarte bine. Avem uneori impresia că barmanul e un showman care ia sticlele, ba le vezi, ba nu le vezi, le învârte, jonglează și te trezești cu o chestie în pahar cu trei straturi, spumă de două degete și umbrelă aferentă. Un barman adevărat este o persoană publică care își servește exemplar clienții, se ocupă perfect de ei și nu le refuză niciodată. Barman, eu mi-am spus că este profesie. După părerea mea, a fi barman nu e o profesie, acesta este stilul meu de viață, modul meu de a fi. Aici e foarte important să comunici cu oamenii, să faci calitativ ceea ce spun ei. N-a fost încă niciun caz în practica mea de barman ca să supăr vreun vizitator sau să nu reușesc ceva. Barmanii își arată talentul cu tot felul de cocktailuri și băuturi. Sunt unii care imediat după ce se trezesc, primul lucru care îl fac este să prepare 100 de cappuccino, să pună mâna pe sticle și să le arunce în ce mod poate. Adică să se antreneze, să se documenteze, să progreseze și doar apoi să meargă la serviciu. Să vezi un barman adevărat, adică profesionist, este un fenomen cam rar, iar să-l cunoști pe unul care să fie și patriot totodată e o adevărată minune. Aș vrea, după ce voi face studiile și voi participa la vreun concurs serios, să deschid o școală de flaring la Tiraspol. Acolo doritorii vor studia teoria, apoi practica profesiei de barman. Eu mă consider patriot și de aceea aș vrea să dezvolt sfera dată, anume la noi în Nistrenia. Fără îndoială, dansul este un tezaur artistic al neamului nostru. Colectivul Baștina din Tașlâc, raionul Grigoriopol, și-a demonstrat măiestria sa pe diverse scene ale Republicii. Vera Nikitovski, conducătorul artistic, împreună cu discipolii săi, aduc spre inima spectatorului adevărata sârbă a moldovenilor și alte dansuri care nu te lasă indiferent. Colectivul amatorilor de dansuri populare Baștina din satul Tașlâc, raionul Grigoriopol, a fost creat în 2004. Membrii lui le-au demonstrat tuturor că țin la dansuri cu toată inima. Au o atitudine destul de serioasă față de ocupația aleasă și, drept rezultat, obțin succese înalte. Anume, dansurile te fac să fii
alături de familie, alături de doină, de patrie, anume dansurile moldovenești. Fiind un moldovan adevărat, trebuie să cunoști multe, trebuie să știi despre tradițiile tale și anume dansurile ne aduc acest dar. Aproape 10 ani de străduințe și eforturi din partea conducătorului artistic Vera Nikitovski n-au trecut în zadar. Elementele pieselor coreografice Hora Prieteniei, Hora din sat, Sârbă strămoșească, selectate de la consăteni, trezesc un interes deosebit la spectatori. Acest cerc cuprinde în sine două colective, colectivul mare și colectivul de copii mici. Deci, în total, 36 de copii activează în acest cerc și mare ne este bucuria că am reușit să îmbrăcăm acest colectiv cu ajutorul sponsorilor. Ne-au îmbrăcat copiii din acest cerc cu niște forme destul de frumoase, reușite și încălțăminte, de asemenea, tot cu ajutorul sponsorilor. Sunt ca învățător de educație fizică. N-am învățat de dansator, dar am iubit foarte mult dansurile, am participat. Când eram elevă tot în școală, tot mult am participat și am hotărât ca să deschid cercul acesta de dansuri populare moldovenești. Și mulțumesc, avem un colectiv puternic. Hora Toamnei, Pantofiorul Fermecat sunt primele festivaluri folclorice la care au participat dansatorii din Tașlâc. Ei împreună cu pedagogilor sunt purtătorii culturii la sate. Odată cu atingerea vârstei, sigur că copiii ne părăsesc școala și părăsesc și acest cerc, cu toate că aș putea să fac o paranteză, fiindcă sunt băieței care au plecat după clasa noua să-și prelungească în altă parte studiile, dar simbitele vin și activează în acest cerc, adică se țin de colectiv. Vera Nikitovski împreună cu acest frumos colectiv a cutreierat meleagul nistrean în căutarea perlelor folclorice. La horile satului, la nunți și cu mătrii, au descoperit multe dansuri vechi, pe care le transmite discipilor săi. Aș dori ca să culegem încă mai bune dansuri, de exemplu, ca cum joacă Viorica. Noi culegem cât ceva din colectivul acesta, că este un colectiv profesional foarte, foarte puternic. Culegem cât ceva, ne interesăm, strângem și cât ceva prin sat, bătrânești. Unii consideră că jucăriile sunt partea cea mai importantă a jocului. Este adevărat, însă trebuie să ținem cont de faptul că puștiul trebuie să inventeze, să construiască, să combine. Astăzi, în emisiunea ta, vedem niște sfaturi cum, cu ajutorul unor simple cutii de chibrituri, incluzând fantezia, putem confecționa mobile pentru păpuși. Jucăriile pentru copii le dau de multe ori bătaie de cap părinților, mai ales când ele sunt prea scumpe. Astăzi dorim să oferim câteva sfaturi cum este posibil să confecționezi mobilă și anume o comodă pentru păpuși. Fetița dumneavoastră cu siguranță va fi încântată de o asemenea activitate. Pentru a confecționa o asemenea jucărie avem nevoie de niște cutii de chibrituri, dantelă, lipici, care putem găsi în orice casă. Este o sarcină foarte simplă. Facem o construcție cu ajutorul a 5 cutii de chibrituri, aranjându-le cu partea exterioară pentru a forma rafturile viitoarei comode și le unim cu lipici. În așa fel confecționăm 4 figuri asemănătoare. Permiteți copilului de sine stătător să formeze jucăria. După ce finisăm etapa dată, fiți atenți în ce mod trebuie unite figurile. Și de data aceasta ne folosim de lipici. Primim o formă de cub, taie cu foarfeca din carton, două pătrate de aceleași dimensiuni și apoi înfrumusețează-le cu stofa preferată folosind creiul. La fine putem înzestra comoda după fantezia copilului. Astfel, în maxim o oră, veți putea confecționa o jucărie din cele mai obișnuite obiecte. În așa fel puteți ocupa copiii dumneavoastră cu ceva util și interesant pentru ei. Copilașul tău dorește să fie înconjurat de dragoste și atenție, iar o asemenea activitate vă va permite să petreceți timpul împreună, vesel și interesant. Dacă astăzi ați observat geamurile transpirate, înseamnă că se așteaptă încălzirea vremii, iar ce timp vom avea săptămâna curentă în rubrica Meteo.
Pentru săptămâna curentă, meteorologii prognozează vreme variabilă. Noaptea se vor atesta minus 4 plus 3 grade Celsius, ziua plus 1 plus 6 grade. Vântul va sufla din direcție sud-vestică cu viteza de 2-5 metri pe secundă. Joi și vineri sunt posibile mici precipitații. Atât pentru această ediție. Ne revedem peste o săptămână la aceeași oră. Păstrați-vă sănătatea, aveți grijă de dumneavoastră și de cei apropiați. La revedere! Mai greu de viitor mi-e teamă. Voi pleca, dar voi dori în gând mereu să mă întorc la tine. Pentru tine.